Aici la Tășnad. Ora 9 fără 20. Vin ca ei, ce zici? Sperăm să vină. Așa? Unde e Bogdan, al nostru? La Poiana Sibiului. Ne-a părăsit acum. Fii atent, vrea să, cred că Bogdan vrea să facă cioban. Și dacă vrea să se facă și o să vrea să își ia și oi, eu o să-i dau o botă de aia să stea în bota aia, știi? Și-o-i dau clopote pentru oi. Super. Capul. Bună ziua, domnul Ion. Bună dimineața, domnul. Bună dimineața. Și la mulți ani. Așa. Cum e cu cocoșul, domnul Ion? Ei, am făcut un schimb de un zbir, mi-a dat Sebi un cocoș, lipt un zbir de contrabandă. E, dar l-a scos din sac, așa e la? Nu, el a zis că a primit cadou, dar am zis, și eu îți dau zbirul cadou, dar e contrabandă, că de ăsta la nu îți poți da. Că trebuie să cumpăr 10 cocoși de 5. Am înțeles. Da. De contrabandă, cum vrei să-ți dau? E, și zisese că cu găina, o zici ceva? Și-o zis că îmi dă și o găină, pe când e, și da... când vă da găina, după cât timp? După o săptămână. A? După o săptămână va... o scândești, a trecut un an. E, și? Vi-l-o da, v-o dat? Anul, eu am prins că am mers pe la el prin prietini. Și? Am dus acasă. O prins-o? Am prins, n-au avut ce facă. Sau v-au pus pe dumneavoastră să o prindeți? Nu, că nu poți fugi după ea, că e ușor. Am înțeles. Domnul Ion. Aici niște bice frumoase făcute de dumneavoastră. Dar au dus că nu face numai... Acum fiecare face cum poate. La Negrești oași numai de ale de contrabandă fac biciuri. Nu, lasă că sunt frumoase și astea. Acum am dat imagine pe ele. Astea din dreapta sunt model foarte frumos și alealte la fel din stânga, mai simplu de un pic. Domnul Ion, cum e acum cu nunțele la dumneavoastră la Negrești? S-am terminat cu nunțele, bai. S-au terminat? Vreau, nu, să zic, vreau să zic că am fost... în pandemie, ce să facem? Vreau să zic că am fost la o nuntă dintre aia, frumoasă nuntă, în Negrești, în zona Negrești. Acolo să învârtesc bani la Oșeni. Am înțeles. Să învârtesc banii, au băieții bani. Numai prin cele țări, Franța, Italia, Anglia, nu, deci de acasă ce faci? Că vinzi un zbiș, două, un purcel, un vițel. Am înțeles. Vinzi un pui de cal la un an, doi. Și nu știi dacă scoți mâncarea și alte treburi, așa-i? Ce să scoate mâncare dacă îl ții pe graș? De unde scoate mâncare când mănâncă la 2 ani? Așa-i. Și vreau și probă cu bani puțin. Când greși de 3 mii, sunt BTG.
Și îl câștigă într-o lună și tu ții un an jumate un cal. Ca să-i dai garanție. Da. No, bun, atunci, domnule, ce să zic? Mă bucur tare mult că ne-am întâlnit la târg la Tășnad. Târgul expozițional se află chiar lângă strand. Eu zic că... bine că te gândești, calmești, să ai în strand, faci câte o baie. După expoziție, apă puteți... termală. După expoziție puteți merge la baie. Păi, sperăm. No, eu am fost ieri. Înseamnă că ai dormit aici. Da, ca lemnul. No. Ca lemnul, că lemnul numai că îl întorci. Așa, așa, ceva de genul. Domnul Ion, mult succes și... Mulțumim asemenea, să ne întâlnim sănătoși la ce expoziție, la Baia Mare. Bun, multă sănătate. Paul, în spate, lângă tine ai un pretin. Da, da. Fii atent ce geacă frumoasă are. Cine, mă? Dumneavoastră. Da. E. Ce mai... Domn... ești prietenul meu. Domnul Emilian, ce mai faceți? Bine. Sănătate. Te-am mai botezat, trebuie să-mi dai mielul. Nu ziceți. Păi, nu-s Felician. Felician. Hai, fută-te grizi. Ce, ce să zic, am vrut să fac târg cu băiatul și nu vrea. Ba, trebuie să faceți cumva cu el. Păi nu vrea. E, dar trebuie să-l ajungeți. Ah. E, trebuie să... Cât sunt între dumneavoastră? Arătați cu degetele, mie numai. Suntem departe. Departe. Sunteți departe, atunci e cam complicat. Buzunarul meu numai așa mai are, știi? E mai subțir. E, dar, domn Felician. Dacă buzunarul e subțir... Trebuie, dacă stă puțin între voi, să poate cumva tăia jumate. Poate că o face mai târziu. Nu, vedeți voi atunci, pe loc, nu? Așa. Este cum ești, bine tate. Uite aici cu Paul, prietenul nostru. Da. El a cazat echipa de la Centenar. Da. Când am fost acolo, nu? Da, da. Ai cazat echipa cu caii. I-ai ținut o noapte acolo la tine la fermă. Treabă bună, zic eu, nu? Treabă bună. Da. Paul. Nu o să prunclu că vii să filmezi la noi. O iapă de 7 cu păi o să ani. Poate mă pot băga, nu zici nimic, auzi ceva? Nu zici. Avem o iapă jumate sus acolo la Tăuceu, jumate jos. Mă scuz un pic, Paul. Păi vedem noi... Avem vreo 7-8 vărbă sal pe grasă. Ce au zis? Cât mai stă în țară? Păi tra și nască moiare, stă 2 săptămâni. No, bun, no, hai că vin eu zile următoare pe la el. No, Paul, scuz un pic. Domn Felician, mai târziu veniți. Foarte frumoasă, din zona Clujului, așa e? Da. Poți să o duci încolo către oamenii ăștia. Întorci-o așa? Întorci-o pe loc? Ăla-i. Ține-o în fața lui domnul Ion. Paul, pune-o în fața lui domnul Ion să o vadă el așa un pic. Poate ți-o cumpără el. Așa. Așa. Poate ți-o cumpără el, vezi că are un buzunar mare la el. Plin. Am zis că plin. Eu de alta culori, neagră, cum îmi place mie ca pălărie. E, da, era neagră, era altceva, da. Lasă că e bună și așa, nu tot băgați de vină. Mă ducem la confugă. Ducem la coafu. E, da, Paul, vezi că băieții ăștia tot vor să scadă... Să... Prețul. E. Dar nu, că nu cre... Trebuie scade, că crește acum. A? Toate s-au scumpit. Așa, bine zici dumneata. Da. Toate s-au scumpit, nu vezi că merg la magazin, tot nu ia la preț. Pianu. Da. Lasă așa. Așa, lasă-o. Fii atent, Paul, ce bine să prietenă ta pe poziția, uite-te, nu? Cristian, tu se bucură când văd că patinează calul ca tractorul, să bucură oamenii. Să rămână. Ce faceți, fetelor? Vi cam frig, așa-i? Ați chiulit de la baie? Da. Ha? În loc de baie, cât timp de intuiție am avut. Nu, no, las că nu-i rău, așa-i... la pe traseu. Poți să mai duci o dată încolo către oamenii ce vorbesc și să o scoți pe aia la altă, te rog. Mare un greu, mare un greu,
Ne băgăm pe la dumneavoastră? Ne băgăm pe la dumneavoastră? Să ne ajutați cu... Dar cum să nu? Să facă și Ferrari un ban, numai proprietarul. Am înțeles. Acum Paul are mulți cai acasă, nu e ușor. Apă de 8 ani. Cum ai spus? Avem o apă de 8 ani în zona Clujului. Da, foarte frumoasă. Murgă. Semigreu românesc. Semigreu românesc. Da. O poți duce un pic încolo, te rog. Nu zic, poți să duci încolo. Bandana! Domn Felician, le și știți numele la caii lui Paul? Le știți numele la caii lui Paul? Da! I-au învățat! Ați avut timp să învățați numele lor? Când? De dimineață! De dimineață, da! Ați luat, v-ați luat cafeaua aici la mașină? Cafeaua nu beau! Ceaiul? Am luat aia la... Ceaiul? Tare, știi, da, de tare, ceaiul de prună! Am înțeles! O iapă foarte, foarte frumoasă! Da. Gestantă? Da! Cu ce ar măsar? Aia la altă, nu v-am întrebat, domn Paul. Aia la altă cum e cu ea? Gestantă și ea? Cum ziceți? Cealaltă și ea e gestantă? Nu este. Deci ea e gestantă cu ce ar măsar? De pe zonă, de pe la voi? Așa am cumpărat. Așa ați luat-o? Am înțeles. No, puteți să o mai învârtiți aici odată și puteți să o legați. Domn Paul, mulțumesc mult! Domn Ciobre, bună dimineața! Bună! Sănătate! De unde veniți? De la Sălaș, Razna. Așa. Aici cu domnul Mihali? Cu Mihali, da, da, de la Bobi. Mihali, hai să te vedem! Hai, hai! Așa. Domn Mihali, te salutăm. No, domn Mihali, îmi place. Da, da, foarte, foarte frumos. Felicitări. Câți kilometri ați făcut de la Sălaj până... Cât? 70? Sunt foarte frumoase epele, arată bine, îngrijite. Vă felicit. Puteți să le mai învârtiți un pic. Da. Ai filmat și în oră? Ce, da. Da.
Domnule, ce mai faceți? Da, acum am sosit să-mi spăl ochii un pic pe aici. Viață bună? Sperăm. La Sălaj? Sperăm să fie. Aici? Aici da, dar la Sălaj. Ia uitați, așa, așa, da, așa. Fii atent ce mânzuță frumoasă ne e. Tinere! Hop! Lasă așa, lasă așa. Foarte frumoasă. De unde veniți? La birouri, la Vogei. Vogei? Nu vine Cristian. De la Cluj numai tu ai venit pe aici. Da, vin băieți, imediat. Tata așa numai, oi, oi, oi. Da? Da, da. Auzi, tinere. Când îl dă și pe alaltul jos, spuneți unul lângă altul să vedem cum arată, bine? Când îl dă și pe celălalt mânz, da. Să-i vedem, știi? Cu răbdare, cu răbdare. Bine, nu-i problemă de bani. Hai să-l aducă și pe celălalt. Bine. Bun, ciao. Bun, ciao. Numai pe ele două le aveți acasă. Zic că nu numai pe ele două le ai acasă. Sau mai... Mânci mai ai? Mânci. Da. Ha? Da. Cât? Cât? Mai avem 3-4 mânci. Tot pe negru? Da. Ai e pe negru acasă? Da. Foarte frumoase. Ți-ți de dat? Da, de valoare. Ce Facebook ai? Cum? Ce Facebook ai? Varga Bogdi. Ce e cu tine? Mai zi o dată că nu am auzit. A doua. Bogdi? Da. Mulțumim mult. Sănătate. Ce faci, Ciobre? Ce să fac, bine, Doamne ajută. Cum ești? Sănătos. Viață bună? Mai bine nu se poate. Îți vine să-ți arunci pe jos sau ce? Că nu înțeleg. Dar? Îmi vine să mă tăvălesc pe jos. Așa, așa. Acum să tăvălea un băiat pe jos într-o zi la o expoziție. Din cauza lui Cățu. Nu știu. Ce ai aici? Să văd. Arată-mi. Ce să am, tată? Nu am arfa așa, nu, pentru... Pentru și pentru sărași, și pentru pretențioși. Uh-huh. N-am prea avut vreme să fac, dar... Ți-ai dat interesul, așa? Cât ai putut, așa? Foarte frumoase. Frumoase. Care-ți cel mai simplu? Dar de ce mă întrebi? Numai să-l văd. Vrei să-l iei tu? Numai să-l văd. Asta. Să vezi, bă, unul mai simplu ca ăla. Frumos. Iar trebuie să vă cadou cu ăla, așa-i? Cum? Trebuie să fac cadou la ție. Nu mă bag. Care mai simplu. Nu mă mai bag ciobre la de-astea, gata. M-am lăsat de meseria asta. De ce n-ai zis că ai ce fric să nu iau pălăria, să-mi iau o căciulă? Îmi luau căciulă de-aia, de astrahan și am un dic. Dic fric? Nu-i fric. Păi tu ai și căciulă și club. Cum vine treaba aia? Eu ce să mai zic? Mie vine să scot limba de cald. Și bag seama că vrei să faci o baie. Imediat la tărna de aici mă duc la băi. Așa, așa. Da, dacă mă țip în apă, îmi iau șapcă în cap. No, no. Tinere, te salut. Cât timp are mânzul? 2 ani. Foarte frumos.
zul încolo către băieți ăștia, către grupul ăsta de băieți. Așa. Mânzul și de vânzare. Cum vă găsesc băieții pe Facebook? Tonț David. Cum? Tonț David. Ai fost tu la filmul ăsta filmat la Valea lui Mihai. Da. Dacă mai țin minte. Da. Erau mânzi ăștia. Țin minte. Voi țin, tu ești băiatul lui... Florin. Tu ești băiatul lui domnul Florin? Da, da. Te salut. Nici n-am dat mână cu tine. Cum ai spus pe tine, cum David, te cheam? David. Te salut, David. Mă bucur tare mult să vă revăd. N-am cer scuze că foarte... Cu... Stai liniștit. Țin, adică țin multe, multe fete, mult... Lume, da. Știi cum zic? El e de la Nea Petre și Gero. Da. Ștanțat. Foarte frumos. Din Gilson. Da. Lui Gilson. Cât timp au avut când l-am văzut noi? Câteva luni? Vreo 6 luni sau un cât? Un an, cred că... Un an? Am fost, da, acum un an la voi, așa-i? Da. Dur către băieți, iar te rog. Mi-ai învățat și la căruță, uh-huh, la telaj. Cum stați cu caii acum, David? Păi... O să vrea să vii și până la noi când o să poți. Da, o să sun pe domnul Corin și o să-mi fac, să vedem. Vreau să zic că când am fost atunci la voi, am avut o zi foarte, foarte frumoasă. Da. O zi frumos încărcată, ospitalitate, oameni buni, gospodărie frumoasă, oameni buni. Poți să-l duci la mașină, te rog. Am văzut că mai aveți unul, da. Poate și pe celălalt, da? Aduci pe unul. Aici e cel de-al doilea mânz. Rean. Așa. Nobil. Nobil îl cheamă. Da, al Franz de tate, ei doi. Da. Tot de la Gilson. El e un mânz mai iute, așa mai... Și el tot de vânzare. În pereche, separat. Mm-hmm. Cum faceți? Țineți pe graj de acum sau cum faceți? Da, acum ies pe graj. Le dați drumul și în țarc? Da, îi las și liber și altfel. Pentru picioare, să-i? Da, da. Nu-i sănătos să stea numai în graj și potcoviți mânji. Așa. Op, op. Ai grijă, du-l mai încolo un pic. Prima oară la târg, nu mai ai fost. Nu mai ai văzut, da. Dar e bine așa, că trebuie socializat. Da. Așa n-am treabă cu el. La atelaj, e foarte cuminț. Da, poți să alegi înapoi, te rog. Ia-ți vă învățați ceva. Hop, 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 hop. Nu te băga, mă. Dar pământul încă n-a sparge mașina. Așa-i și le-ai zis calul la mine la mașină după aceea. Cătălin! Da, da. Hai că vă ia prezentăm și panoștele acum. Hai salută-l pe Cristi. Hop. Cătălin, te salut. Salut, Cristi. Ne-ai obișnuit cu... Ne-ai obișnuit tot timpul cu cai foarte, foarte frumos. Da, măi, după gustul nostru. Nu, pe el l-ai tărcat. Lasă-l așa. Urmă să ardă. Deci, încă 10 e. Ai, și ai și 10 pe tărcate, da? De ce... Cătălin, de ce cai tărcat? Că am văzut că ai... Am o slăbiciune pentru ei. Îți băie inima mea. Am înțeles. Nu place la multă lume, dar și la care place. La 3 anișori. Arată foarte, foarte bine. La primăvară fi de 4. Uh-huh. Arată foarte, foarte bine. Bine îngrijit. Oricum... Păi nu-i chiar așa bine îngrijit, că avem mult. Oricum, nu ți-e ușor. Noi ne cunoaștem de câțiva ani și știu că
Când nu ești cu cai, ești cu alte treburi? Da. Stai, mă, pe poziție, dă-i înapoi. Dă-i înapoi. Fii cu minte. Hop. Așa. E ascultător, Cristi? Da, cum? La am avut mult iepe în primăvara asta la el, în tătăvara, adică. Da, o montat și cu cai, și cu iepe negre și alte culori, da. Ai? Nu neapărat numai cu cai țărcate, dar așa? Nu, am montat. Păi negrile mele mari sunt gestante cu ele, ecografiate, tot. Trebuie să-ți iasă niște cai țărcați mari, frumoși. Să sperăm, dar le-am și montat. Hup. Dar fii atent, poziție. Cătă, poziție față, poziție spate, tot ce vrei. Cap, gât. Cap frumos, da, un cal... Un cal frumos, echilibrat. Și temperamentul. O să ne aduc surele. El cred că e culturistul? Nu cred că sigur. A? S-a mai schimbat? Arată foarte, foarte bine. Observ că nu ți mânci pompat. Deci nu-s pompat, adică nu-s maxim. Supraalimentat. Nu. La mine nu găsești maxim cai alimentat. Cât timp are acum culturistul? Ce zici? Cât timp are acum culturistul? 3 ani. 3 ani. Ia uite-te acolo el. Stirce elegantă. Ar suca, hai. Dar cum? Dacă e sportiv. Sportiv, dar nu prea fost scoși afară. Hai că-l aducem și pe părete lui. Bine. Și după aia mai avem un mânz de breton de una. Ți dincolo de mașină? O, Giuri. Giuri îl cheamă eu. Nu încă în urmăsarul ce l-a văzut încă de la Gic. Așa. De-aia l-am și botezat Giuri. Așa. Aici un mânz din Giuri. Giurine. Cătă, cât timp are Giuri acum? De 3 ani. Hop, 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 hop. Îi cunoști mama? Da. Ce culoare are mama? Cred că te sură. Sură? Mhm. Cum e Giuri așa el? Ce zici? Cum e Giuri așa el ca temperament? Ca... Foarte cu minte. Meri păreche bună cu ăsta, cu culturistul. Aha. Mhm. Poți să-l da, miște un pic către camionet, dai, te rog. Hop. Cătă, cătă. Da, da. Aici, aici avem un prieten. Cum te cheamă tinere? Matei. Uite, Matei, el e pasionat de câini. De câini. Trebuie să îi dai la să faci o combinație cu Cătă, să dai și lui un câine doit. De a de pază bun. De a subțiri de alergare, știi? A, păi de aia nu-s bun de pază la cai. Salut, Cristian. Salut, domnul Steli, ce mai faci? Ce mai faci? Aici cu doamna? La târg, da. A? Treabă bună.
deocamdată. Foarte. Să nu ne plouă astăzi, nu? Nu cred că plouă. Bine ar fi. Nu e niciun stres dacă plouă, că avem umbrele. Da. Da. Aici, aici prietenul nostru Cătălin. Da, Cătălin. Un de Breton de un an. Așa. Tata și mama aduși din Franța, de domnul Solomia, care au auzit de el. Da. Îl salutăm pe domnul Solomia. Are marfă bună. Mânzul din pășuni e cam gol, nu-i ținut pe iazle să fie buiac, e moale mânzul. Așa. Pentru doritor, e și de vânzare. Eu zic că la un an de zile e și destul de mare. Și dacă, cam tot ce-i trebuie are. Dacă ne urmăresc băieții pe, pe pagină, Cailu Cătălin de la Marghita, și de acolo poți să-ți ia numărul tău de telefon. Da, da, da. Să te contacteze. Poți să-l învârți un pic, te rog. Îl ducem direct la loc. Bine, îți mulțumesc. Hai, da. Nu vă agitați. Nu vă agitați numai. Ți-a adus un prezent? El m-a dus pe mine. Tura asta? L-ai lăsat pe el șofer? Am un vas, își face școală. E, dar zic că te-o supărat în trafic și i-ai cedat locul sau cum? Nu mă mai las să conduc. De ce? O să scăp cam somnambul la drum, așa, să n-adorm. Somnambul dimineața. Da, te înghiuntește sau ce face? Mă lovește, mă bruschează. Și ce de făcut cu el? Ce? Să dai pace, să-l pui la volan, să dai pace să conduc. Tu știi că eu l-am pus, l-am lăsat, zic ăsta. Nu-ți convine, trebuie să conduc. Dar nu au zis nimic, direct, l-am mutat, gata. Bună dimineața! Da, nu v-ați îmbrăcat cam gros, domnul Costel? Dacă eu las drențele, am un din mâine. A? Am și perina. Unde e perina? La motor. Du-te, mă! De cu? Cu cine ați venit? Dar tu cum ai și șapcă și clop? E, dar pe ei tura asta așa s-o potrivit, domnul Costel. Da, așa și atunci. Da, bun. Ce v-ați hotărât asta să faceți? Ce m-am hotărât? Da. Să mă țâți frumoasă. E, dar de ce te supărați pe Mircea când șofează? Astăzi el a fost șofer. Ați a fost să-i șofer? E, dar că am supărat pe Mircea. Încolo pune în fata, că i-am luat o felie de jinață. Cui? Cui? La fata? La Felipe. E, și trebuie să bea toată sticla sau ce? Că stăm sub masă, tu n-auzi? E, dar Seli, toată sticla trebuie să o numai cât un pic. E, dar după două sticle, după câte pahare ți-a? Dacă reușești să bea țuica aia, sigur îi duc eu acasă, ni să ai curaj. Mi se moaie picioarele. E, și dumneavoastră, domn Costel? Nu se moaie de la apă. E, da, domn Costel. Începe mai mult, atunci ne vine curajul. E, de asta v-ați luat sticla, ca să prindeți curaj sau? Dar cum, mă? Altfel poți sări în apă. E, da, vă băgați și în apă? Dar cum? Am înțeles. Vă duc astăzi să vedeți niște cai? Ne-a dat noi acolo. Interesant. Vă duc? Trebuie să-mi dați o îmbrățișare dacă vă duc. Da, cum? Nu. Te țăpăm și pe tine apă cu noi. Am făcut baier. Ai făcut? De-aia am eu două căciuri cu cap. Bă, n-am mai vrut să ies de sub dușul ăla, așa frigofoier. Să bagă apă, crește 50 de țanti apa. Bă, nu știu cum crește, cum nu crește, dar ne-o tot luată aia apa. Eu trebuie să ne mutăm din bazin. Uite, mă. Serios vorbesc? În bazin. Nu știu, dar au fost aici. Nu se poate. Domn Vasile, așa că s-o... Da. No. Scădea apa. O rumbla la ventil careva. Deci când o sări domnul Dan în apă, s-o căzut apa, nu s-o ridicat apa. S-o scăzut apa. Da. Trebuie să ne mutăm în bazinul celălalt. Mergem să ne mai uităm pe la cai. Ai fost roate? A fost. Mai dă o tură. Da. Acum... Dă-te cu mașina, mă, nu te dai jos. Că te-ai învățat host. De la cine? De la mine. No, nu e rău. Dar tot ziceam către el, băi, nu te mai cobori jos, du-te, băi, cu motorul până acolo și odată îi filmezi din motor. Nu, că el să cobori. Nu, ai jos. No. Domn Costel, ne vedem pe aici. Bine.
Thank you.
Consiliului Local Tășnad și stațiunii turistică Tășnad. Mulțumim totodată organizatorilor Mada Căli, Polac Mircea, Safira Dragoș. Avem următoarele categorii: cai grei și semigrei, piepte la două categorii, sub 2 ani o categorie, cai de sport, piepte și amăsat. Organizatorii trebuie să le mulțumesc eu, domnului Călin. Organizarea acestui eveniment. De apreciat faptul că îl ții cu părul pe picioare, nu l-ai tuns. Zic că de apreciat faptul că e cu părul lung pe picioare. Da. El și îl poartă. Da, da, îl poartă, dar cineva trebuie să-l spele. Eu vă doresc tuturor succes, să fie un eveniment. Acestei competiții până la urmă este unul scoate-le în bană. Vă doresc succes tuturor. Vă mulțumim frumos, domnule primar, și mulțumim încă o dată pentru susținerea noastră. Oh. A putea da drumul la concurs. La expoziție, de fapt. Și totodată mulțumim proprietarilor de cai care au făcut efortul să ajungă azi la noi. Din păcate, da. De unde ați venit? Cât să mai poate. De unde zonă suntem? De la Birou. Oh, la ce e? Curios. Unde ala? De Cluj, de ala de satul mare. Frumos la satul mare. Este și la Cluj, Birou. Frumos și cu minte. Ne poți arăta și iepele? Da, sigur. Stai că să o uită doamna un pic, să vadă. Să... Hop, 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 hop. Nu. Dar cum, calul e cu minte. Foarte cu minte. Foarte cu minte. Nariki. Kikiri kimiki. Tinere, adineori am văzut frumosul belgian. Da? Ai și de 3 ani. Și acum o mânză sură ar fi, așa-i? Să trăiești, domnul Cristian. Sănătate, ce faceți, domnul Marius? Hai, am vrut și cumpăr mânza asta. Bună ziua, no. Tinere. Dispareți și nu vă văd pe niciun. Ascundeți-vă. A, deci închis la magazin. Închis magazinul, zis. Închis la banca asta, Marius, numai luna viitoare. Lasă-i telepas, nu le trai la niște bani. Îți băieți cu bani, că... Domnul Mariu, să-ți băieți cu bani băieții ăștia că muncesc. Da, da. Aici au iapă foarte frumoasă, sură, așa-i? Ia, greu să rămân așa. Eu zic că e o sură închisă. Ha? No, domnul Mariu, nu ziceți dumneavoastră. Neagră? Atunci nu vă contrazic. Eu nu vă contrazic, dar eu zic că e o sură asta. Da, frumoasă. În ce luni noi?
Da? 3 luni. Ai, și ce s-a întâmplat? Da, să vede. Să vede pe ea cât e joasă. Da, e o mândă frumoasă, joasă, elegantă. Ia ce fund are. Cât e chitiș? Nu știi? Da. Tinere, ai cea de-a doua iapă? Da, asta tot, mânză de 2 ani. Așa, mânză. Soră cu prima. Oh. Soră? Da. Hop, 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 hai grijă, grijă. Ba, e foarte liniștit. Trage-o acolo, trage-o acolo. Copile! Hop! Ține acolo, nu adu până aici. Nu adu până aici, că eu cu băieții ăștia, Sebio, putem ține în brațe oare pe prietena ta? Pe cine drage? Nu, mă, bă, ia, bă, mă. Țineți amândoi. Pune un pic pe săbot, pune pe săbot un pic. Dacă îi pui pe săbot, ce are? Sau n-ai învățat-o? Nu-i învățat. Am înțeles. Au zis să-i păzumam și panța uiapă. Ce trebuie, văzut iapa neagră, sau acum ai venit? Ai văzut iapa neagră? Am văzut, da. Deci, o mânză de cât ai zis? 2 ani? Foarte frumoasă. Îți mulțumim mult, poți să duci ca să nu ți-e necăzească. Pune-te aici. Ce? Pune-te aici când ai zis. Pune-te aici. Ce-am zis din aurul de iapa aia? Ai zis că iapa neagră, dar e sură. Nu mă, ce-am zis eu? Am zis că e sură, nu? Da. Ia, greu, mă, cum mă, tu azi că trebuie să ia. Ia, că a fost celălalt. Ce face, șef? Da, ia, faci diplomele. Domnul Cristine, cum te salut, te salut, bine. Ia ta iapa. Da. Frumos. Șef cum eu. Ha? Alo, domnul șef? Domnul Sorin. Sănătate. Sănătate, frumoasă iapa. Blondă. Frumoasă iapa, frumoasă, frumoasă. Nu găsești ea așa aranjat. Nu e așa. Ea e mai rar găsit. Chiar astăzi, în călduri, căutăm un vărmăsar blond. Găsiți aici. Serv. Da, uite, am zis să-l văd pe Cristine cum pozează. Cum filmează. Servus, Cristine. Am văzut adineori mânza, acum vedem mânzul. Un mânz frumos blond. Foarte, provine foarte din bretonul lui domnul Carnie, de noi așa știu. Domnul Nicu de la Bojaie. Ce faceți, băieți? Ba. Cine e ăsta? Cine e băiatul ăsta? Îl știți? Domn Mircea, bună ziua! Să trăiți! Aici cu nepoții bine dumneavoastră. Bine aflat! Sănătate! Aici sănătate! Cu domnul Sebi, cel mai mare comerciant driver, și da? Crescător. Nu, el nu-i comerciant, e driver crescător. De cai. Să trăiți! Domnul Mircea, aici cu nepoței la expoziție. Mulțumim la Dumnezeu. Ați adus două iepe, frumoase, două mânze. Da? Două mânze? Două mânze. Cum stați cu cai? Aveți cai, așa-i? Avem câteva. Câte? Globe. 20, 30? 30 și... Greu, ușor, cum e? Mulțumim la Dumnezeu. E greu, dar nu dăm în spate. Nu vă dați în spate, așa-i? No, dacă ați urcat pe... Nu dă bucurie la dușmani. Dacă urcați așa pe pantă, nu poți opri la jumătate, așa-i? Trebuie și, să... dacă ne oprim, dăm drumul înainte, nu ne oprim până la sfârșit. Am înțeles. Puneți frână, Sebi,
Cum frână? Dacă e cu căruța, cum pune frână? Explică-mi, te rog. Cum bași boc la rotă, ca să nu se ducă înapoi. Am înțeles. Hai să faci două poze la iepoțele și cu mânzile. Da. Stai un pic. Asta e că merge el acolo. Sebi? 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 Aici ai un prieten. Am un prieten? Da. Ia să vă văd! Băieți! Băieți, ia să vă văd! Ia să vă văd! Ce faceți voi acolo? Intreabă, ce fac? Ia întreabă-i! Micine acolo! Cum vă ajung? Ce-o zis? Ce-o zis? Poziția suntem! Întreabă că le place la expoziție. Sărătăchii. Le place. Vă plac caii? Sărătăcolo. Noi un. Ce caii le plac cel mai mult? Mie lua cu sărătăchii. Ce-o zis? Și ermăsar și elpi. E da, care cel mai mult de aici? Care e cel mai mult? Nu, culoare. Mie strea că sărătăchii e bun. Sărgă. Te? Sărgă. Ne. Sărgă. Ia mă Da, mă, v-a pus Mircea pe cai. Sărătă mine să ne cad. Oleg e bună pe catichet. E și-o de reșe. Da, mă, băieți. Mircea, întreabă că ea... Bă, ia zi, ea e pus pe cai. Te place culor. E, da, întreabă dacă e pus pe cai. Calul negru și calul sârâmbani care pune în bolă pe dușmani. Întreabă-i dacă, le place să stea călare, întreabă-i. Care vrei, dumneavoastră. Dar întreabă-i, stai. Sebi, du-te, ținești tu un pic acolo, că-i. Te rog, du-te. Du-te, că... Du-te, ia tu una. Sebi, ia tu una, deață. Sebi, ia o deață acum. Nu ai. Sebi, ia o deață tu, mă, băiete. Bă, du-le încolo, frumos, cu Mircea, hai. Lasă-l că să țin el. Super! Atât! Gata! Hop! Hop! No, Mircea întreabă, le-a plăcut sus pe cai? Sărătate aici, fetele bun! Da, în picioare, stai pe cai, bă, băieți! La, bătă cu rază, tu că l-a văzut, am luat micul! Ura! Bravo! Bravo! Hop! No! Nu bun. No, vă plăcut pe cai? Ia-l și pe la Sebi, ia-l tu. Ieri de alea. Ce înseamnă teici? Fugea să mi bat ceva căză. Mindec, șorbo, hai, să dăm mâna cu tine zis. Sănătate! Bahtalo! Ia, întreabă cu cine a dat mâna. Cine mi-a sfăcut tot căză? Să mi bat ceva. Cine a contat? Întreabă-i că cine e cel mai tare clasă acțiune? Cine a contat că eu vreau mai cuz? Da, fugeam la căzet. Ia uite de la el. Cine e cel mai tare la tracțiune? Sebi bat. Așa. Fugeam la căzet. Așa e, uite. Așa e, uite. Chie e autotor? Aia. Chie e autotor va fi? Mie. Eu vă Tarzan, dar cu... Sebi și pe tine. Gata.
Mircea! Da! Astea-s mânzele, nu ia Costel Baxa, mă, că așa-i? Cine i-or da banii pe ele? Stai, mă, că e cu... Eu le țiu pentru el! Eu de-aia zic! El m-a pregătit banii pentru mine! No, fii atent, astea-s mânzele, nu ia Costel. Eu, de mai mulți ani, îi pregătesc cai la domn Costel. Și are mulți cai de la mine. Domnul Costel de la Cluj, sunt invitați aici la juriu. Numai să vină!